Frați și surori, în seara aceasta am ajuns prin harul Domnului la lecția numărul 34. Este a treia noastră poposire în capitolul 12 și vreau să citim versetul 17, apoi invit fanfara din nou să cânte și după fanfară vom proceda la explicarea cuvântului lui Dumnezeu. Vreau doar să vă invit să ne aducem aminte de versetul 17, care încheie capitolul 12, și așa cum stați pe bănci, aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului pe care eu am să-l citesc cu voce tare. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Amin. Iubită Biserica Domnului Iisus, Dumnezeu ne-a mai dat încă o seară, timp în care să ne oprim cu toată modestia unor oameni care știm că suntem din țărână și capacitățile noastre sunt limitate, dar în același timp cu speranța unor oameni care știu că Dumnezeu este cu ei, îi iubește și îi binecuvintează. Așa cum spuneam, în seara aceasta ne vom apropia din nou de cuvântul Domnului cu toată responsabilitatea, însă înainte de aceasta vreau să vă aduc aminte că mâine seară de la 7:30 avem serviciu cu tinerii, tot mâine seară grupa de familii 0-3 ani pleacă în camp până duminică, duminică la slujba de dimineață avem mai multe binecuvântări, vom avea și câțiva oaspeți care vor predica Evanghelia între noi și vor sluji alături de slujitorii Domnului. De asemenea, alături de noi, duminică seara, va fi și fratele Ionică Bădiliță din Suceava, un rob al Domnului care face o slujbă frumoasă și ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea bucurie și har în părtășia cu frații. Dacă vă mai aduceți aminte, joia trecută, am continuat studiul asupra capitolului 12, încercând să înțelegem că Israel
este simbolizat de femeie, că Domnul Iisus este simbolizat de fiul de parte bărbătească și că diavolul este simbolizat de balaur. Așa se face că ne-am oprit la un moment dat, după ce am început să constatăm, după cum este foarte ușor de constatat, că balaurul este diavolul, șarpele cel vechi din grădina Edenului, care are un singur scop: să se împotrivească lui Dumnezeu și să se împotrivească bisericii lui Dumnezeu, încercând orice metodă ca să o distrugă, dar nu va reuși. Pentru că cel care a instituit biserica, cel care protejează biserica și cel care o va păzi până la sfârșit este Iisus Hristos, care a zdrobit capul șarpelui. Mărit să fie numele Domnului. De asemenea, observați și dumneavoastră că de două ori în cartea Apocalipsa, în Noul Testament, nu în Vechiul Testament, există o expresie care în aparență este ciudată. Și această expresie eu am să o citesc, de fapt am să o recitesc. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care au un anumit mod de viață. Păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Balaurul cu oamenii ăștia are ce are. Sunt biserici care nu accentuează nici poruncile lui Dumnezeu și nici mărturia lui Iisus Hristos. În capitolul 14, versetul 12, repetă această idee, spunând: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Poruncile lui Dumnezeu, decalogul, legea morală a Vechiului Testament dată de Dumnezeu pe table de piatră lui Moise pe Sinai, exprimă caracterul lui Dumnezeu, exprimă voia veșnică a lui Dumnezeu și noi oamenii trebuie să ținem poruncile lui Dumnezeu. Ele ne dau identitate spirituală și ele ne separă în perspectivele, în prioritățile, în valorile și în modul nostru de viață, ne separă de lume. De asemenea, credința și mărturia lui Iisus Hristos, unită cu poruncile, fac din Biserica lui Dumnezeu ținta balaurului. Dar, revenind la lecția neterminată de data trecută, la subiectul neterminat de data trecută, respectiv la balaurul cel vechi, la șarpele cel vechi, la Satana, în seara aceasta vom continua și încep să afirm că în Noul Testament apare cuvântul Satana de 33 de ori și diavolul de 32 de ori. Noul Testament îl caracterizează pe diavolul și lucrarea lui în mai multe feluri. În Evanghelii și în Epistole nu se vorbește așa de mult de diavolul, dar în Apocalipsa se vorbește foarte mult de el. Pentru că Apocalipsa privește la lucrarea sfârșitului, când lucrarea diavolului se va amplifica, mai ales după răpirea bisericii, când va fi piedica luată și când biserica nu va mai fi pe pământ, Duhul Sfânt nu va mai fi pe pământ, nemai fiind biserica și Duhul Sfânt, nu vor mai fi rugăciunile, nu va mai fi predicată Evanghelia, nu va mai fi postul, nu va mai fi lucrarea părtășiei frățești și a sfinților lui Dumnezeu. Diavolul va coborî pe pământ și va fi vai de pământ și vai de mare. Și atunci Apocalipsa se concentrează să explice în amănunt lucrarea diavolului. El se va exprima și prin prorocul mincinos care iese din pământ și prin fiară, adică anticristul care iese din apă. Și după cum vom constata, Biblia în Apocalipsa vorbește mult despre el. De aceea vrem în lecțiile acestea să demascăm lucrarea lui, să observăm care sunt mijloacele de înșelăciune pe care el le folosește și să fim pregătiți în Duhul pentru ca să trăim împlinind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Noul Testament, așa cum anticipam, îl prezintă pe diavolul în mai multe feluri și aceste feluri în care îl prezintă nu sunt doar niște nume, niște porecle, ci
Aceste nume demască un anumit comportament meschin pe care el îl are și încearcă să-l ascundă. El tot timpul lucrează sub acoperire ca un spion. El este cel mai mare spion pentru că niciodată nu-și arată adevărata identitate. Tot timpul se dă drept altul. În aparență este sfânt, e cu minte, e blânduț, e liniștit de să-l pui pe rană. Dar când colo e veninos, este mincinos și este plin de toată răutatea și urlă ca un leu dacă e cu putință să înghită, să rupă, să distrugă. El n-are nicio lucrare de mângâiere, n-are nicio lucrare de ridicare. Tot ce vrea este să distrugă și să rupă. Primul nume pe care îl găsim în Scriptură este Ispititorul. Și este Ispititorul pentru că este personalizat comportamentul lui de a ispiti. Aduceți-vă aminte că în prima dintre cele patru evanghelii, respectiv în Matei, în capitolul 4, cuvântul Domnului ne vorbește despre intenția lui să-l ispitească pe Iisus Hristos. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, observați, pune la îndoială autenticitatea calității lui Iisus de Fiul al lui Dumnezeu. Dacă ești, dacă. El a venit la Iisus și a pus sub semnul întrebării autenticitatea lui Iisus Hristos de Fiul al lui Dumnezeu. Ispititorul a venit la el. De asemenea, în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5, din nou găsim vorbindu-se despre el. Și cuvântul Domnului spune despre ispititorul: astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fie degeaba. Frații mei, observați cât de reale sunt aceste cuvinte ale Bibliei astăzi. Dacă apostolul Pavel ar fi astăzi în trup printre noi, n-ar avea altă preocupare, mă gândesc că înainte să mănânce și să doarmă, n-ar avea altă preocupare decât să fie sigur că noi suntem suficient de credincioși pentru ca ispitele ispititorului să nu ne trântească de pe cale. Astăzi vine cu una, mâine vine cu alta. Și când zicem că am scăpat și că în sfârșit am scăpat și de asta, vine din nou un alt val, parcă și mai mare. Și un alt val, parcă și mai mare. Și zicem: Doamne, până când? Știți până când? Până la sfârșit. Cine va răbda până la sfârșit? Nu trebuie să răbdăm doar până la un anumit moment dat, ci până la sfârșit. Și până la sfârșit trebuie să stăm uniți, pentru că dacă nu stăm uniți și ne prinde câte unul separați, atunci ne distruge, ne ispitește și ne fură premiul chemării și al alergării. Ispititorul are drept scop să ne ispitească. Și să știți că nu ne ispitește într-un anumit anotimp. El se folosește de orice împrejurare. Se folosește și de bucurii și de necazuri. Să nu așteptați să fiți scutiți de ispitele ispititorului. Ele sunt normale ca și ploaia, ca și zăpada, ca și anotimpurile care aleargă unul după altul. El își face meseria pentru că mai are puțină vreme. Ceea ce trebuie să facem noi este să folosim cuvântul așa cum l-a folosit Iisus când a fost ispitit. Să fim uniți și să nu ne lăsăm, pentru că aceasta este menirea noastră. Spunea Hristos: mă rog pentru ei, Tată, să fie una. Al doilea nume pe care îl poartă este Cel Rău. Cel Rău pentru că este rău. Intențiile îi sunt rele. Natura lui este rea. Materialul din care este confecționat este rău. Matei capitolul 13, versetul 19 vorbește despre cel rău și despre atitudinea lui. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește cuvântul. Dragi tineri, observați care este scopul diavolului cu voi. Când cineva aude cuvântul, voi ați fost niște copilași, n-ați avut interes pentru Evanghelie. Ați fost la școala duminicală și ați mers că v-a dus părinții. Dar acum v-ați făcut mari. Ați trecut peste 14 ani, unii ați ajuns la 16, la 18 și ați început să aveți interes pentru Evanghelie. Aveți interes pentru predică. Probabil că citiți singuri din Scripturi acasă. Uitați ce se întâmplă. După ce voi citiți, vine cel rău. Cel rău e diavolul, dar o parte componentă a responsabilității lui este să fure tot ce e bun în voi.
Dacă găsește un verset biblic în mintea voastră, vrea să-l fure. Dacă găsește intenția să veniți la stăruință sau la părtășia cu tinerii vinerii, vrea să-l fure. Și vă pune în cap tot felul de gânduri negre ca să vă descurajeze. Și să spună, nu e important, și așa, și tot felul de scuze meschine. Dragi tineri, nu vă lăsați. Dragii mei care sunteți convertiți mai de curând, nu vă lăsați. El de când este și până când va fi, tot asta face. Vrea să fure cuvântul din inima celor care sunt începători. Și nu numai celor care sunt începători. Asta este meseria, să fure. Nu poți să pui ceva în inimă că vrea să-ți fure. Dar dacă pui un lucru rău, tot timpul ți-l aduce aminte. Cel rău. De asemenea, în capitolul 6 din aceeași Evanghelie, versetul 13, rugăciunea Tatăl nostru, Tată, nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne, scapă-ne, eliberează-ne, protejează-ne, păzește-ne de cel rău. De ce să ne păzească Dumnezeu de cel rău? Pentru că noi nu suntem suficienți. Oricâtă teologie am avea, orice poziție am avea, orice ungere avea, suntem oameni. Și cel rău este vechi pe pământ. El a fost aici și cu cine vreți dumneavoastră, cu toți oamenii mari din istoria umanității. El e șmecher, el știe cum să ne atace, el cunoaște mersul vremurilor. El ne știe de când eram în pântece la mamele noastre. El a văzut cam ce slăbiciune avem, el nu ne lasă în pace, el vine după noi. De aceea rugăciunea este, Tată, păzește-ne de cel rău. Tot timpul să ne rugăm așa, păzește-ne de cel rău, păzește-ne pe noi, păzește casele noastre, Tată. Niciodată nu vom fi suficient de tari pentru cel rău dacă nu ne va păzi Dumnezeu. De aceea vă spune mereu, rugați-vă pentru noi, suntem în bătaia puștii un pic mai mult decât dumneavoastră. Rugați-vă pentru noi, fraților, pentru noi nu e o rușine, e o onoare să vă invităm să vă rugați pentru noi. În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 18, de asemenea, cuvântul Domnului vorbește despre mijloacele de amăgire ale celui rău. Nu mai citesc cuvântul acesta, îl puteți citi dumneavoastră acasă. În Ioan, în capitolul 12, însă, întâlnim un al treilea lui nume. Este acuzatorul. Ioan, capitolul 12, versetul 10. O altă caracteristică a lui este faptul că el acuză. Tot timpul acuză. Acesta este scopul. Cu asta se ocupă. El tot timpul acuză. El îi acuză pe oameni. El l-a acuzat pe Iov. Vă mai aduceți aminte? A mers înaintea lui Dumnezeu și l-a acuzat pe Iov. Noi toți știm că Iov a fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar diavolul nu a avut bunul simț să recunoască asta. S-a dus în fața lui Dumnezeu și l-a înfruntat pe Dumnezeu spunând, păi Iov îți este credincios că l-ai binecuvântat. Dar ia atinge-te un pic de el să vezi tu cum inima lui de om nu se va întoarce și te va blestema. Și se duce la soția lui Iov și îi sugerează, când îl vei vedea întristat, du-te și spune-i, bleastă-mă, bărbate, pe Dumnezeu și mori. Și asta face. Și Biblia ne spune că Iov nu a cârtit împotriva Domnului. Dar el a avut îndrăzneala și și-a permis să-i spună lui Dumnezeu că Iov este un om de nimic. Și asta a făcut cu noi toți. Tot timpul ne părăște, frați și surori. Tot timpul ne părăște. Cum vede o micuță slăbiciune în noi, fuga la Dumnezeu și îi spune, uite pe cine ai binecuvântat! Uite pe cine ai binecuvântat! Uite pe cine ai binecuvântat! Ne acuză! Asta este meseria, acuzatorul. O altă caracteristică a lui este vrășmașul. Matei, capitolul 13, ne vorbește despre atitudinea lui de a fi vrășmaș. Matei, capitolul 13, versetul 39. Vrășmașul care a semănat sămânța este diavolul. Observați? Se duce bietul semănător, curățește bucata de pământ și seamănă o sămânță bună. Și când se duce să se uite după cea încolțit, observă că în loc de sămânța bună pe care a semănat-o el, este și o sămânță rea, o neghină. Cine a pus-o? Vrășmașul.
oricât de mult ai citit Biblia, oricâte predici ai asculta, poți să stai toată ziua cu urechea la Radio Moody. Vine vrășmașul și îți spune gânduri, îți spune imagini, îți spune tot felul de ispitiri. Auzi un zvon, auzi o șoaptă, citești un astfel de plic și te amărăște. Nu mai poți să mai dormi, te necăjește. El tot timpul dorește să-ți ia liniștea, să-ți ia bucuria, să-ți ia pacea. Să vrei să te rogi și să nu poți. Să vrei să te duci la adunare și să nu mai ai niciun chef. Să nu-ți mai găsești plăcerea nici în pocăință, nici în rugăciune, nici în scriptură. Să te ducă până acolo încât să spui: lasă-mă și cu pocăința ta că m-am săturat. O altă caracteristică a lui, un alt nume al lui, Belzebul. Belzebul înseamnă patronul demonilor, domnul demonilor. El este șeful dracilor. Asta este meseria, e generalul diavolilor. El este șeful lor, el e împăratul lor. Stă în fruntea lor și pe toți îi atâță, îi ambalează, îi turaze la maxim. Și îi trimite împotriva Bisericii lui Dumnezeu, împotriva tinerilor, împotriva fraților, împotriva surorilor, împotriva păstorilor, împotriva tuturor oamenilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Asta este meseria lui. Marea lui problemă este poziția. Atât atunci când a fost în cer, a fost un înger sclipitor, însă a vrut să fie ca Dumnezeu. N-a reușit, a luat a treia parte din îngeri, asta înseamnă că din trei a luat unul, din șase a luat doi, din nouă a luat trei. Și a coborât pe pământ și uitați ce s-a întâmplat cu el, s-a pus șef peste ei. Ei are o mare problemă cu șefia. Marea lui sensibilitate e șefia, nu poate să fie decât șef, altfel îi stă inima. Șeful demonilor n-a putut să fie ca Dumnezeu sau mai mare decât Dumnezeu, dar atunci a rupt o parte din îngeri, a luat a treia parte din îngeri, a coborât cu ei pe pământ și s-a făcut șeful lor. Dacă n-a putut să fie șef peste ei cât au fost clipitori și sfinți, i-a făcut demoni și s-a făcut mai mare al demonilor. Belzebul, el are o problemă de autoritate, nu suportă pe nimeni înaintea lui. Nici pe Dumnezeu nu l-a suportat înaintea lui. Imaginați-vă câtă vanitate și iertați-mi expresia, câtă prostie. Să nu-l suporți pe cel care a creat universul înaintea ta. Atâta nebunie să ai în cap încât nici pe Dumnezeul cerului și al pământului să nu-l mai suporți înaintea ta. Și atunci să dezbrași cerul de o treime de îngeri, să le nenorocești destinul pentru întotdeauna și să te faci șeful lor. N-a vrut să fie al doilea după Dumnezeu, mai bine șeful dracilor. Vă puteți imagina ce are în cap? Dacă are ceva. Așa, al șaselea nume al lui este stăpânitorul lumii acesteia. Observați că proprietatea lui este lumea aceasta în care trăim. Când Biblia folosește cuvântul lumea aceasta, se referă la sistemul lumesc, care este compus din toate valorile, din toate prioritățile și din toate comportamentele pe care oamenii și le însușesc prin educație și prin experiență. Ei, el este stăpânitorul lumii acesteia. El face moda, el face filmele. El este în fruntea la toate aceste lucruri. El. Când frații vin aici și mai ales cei mai în vârstă și sunt mai conservatori și vorbesc despre multe lucruri care vin din lume, poate un pic vă deranjează cuvintele lor și spuneți: tot mereu vrea să ne încuiem, să ne închidem într-o baxă. Dragi tineri, el este șeful care dictează tot ce se întâmplă în lume. El face programul, pentru că pământul ăsta este blestemat și Dumnezeu l-a lăsat pe el un timp să guverneze pământul ăsta blestemat. El centralizează și globalizează lumea. O să o pună sub autoritatea unui om și a unui sistem numit Anticrist și lângă el va fi o persoană religioasă numită prorocul mincinos. Și fiara, adică Anticrist, se va uni cu religiosul numit prorocul mincinos și amândoi în fruntea unui sistem corupt va conduce o lume globalizată. Și cei care vor rămâne după răpire nu vor avea posibilitatea să-și mai manifeste credința în Iisus Hristos, pentru că legile globalizării vor fi anti-Dumnezeu, anti-morală. Asta este diavolul.
Observați, Domnul, stăpânitorul, tot cu asta are problemă. Tot cu asta are problemă. Își pune numai nume de șef. A vrut să-l detroneze pe Dumnezeu. A vrut să se facă el stăpânitor. Când a mers în grădina Edenului, tot cu asta a mințit-o pe Eva. Veți fi ca Dumnezeu. Numai aer are în cap. Tot timpul are acest interes. De foarte puține ori direct, de cele mai multe ori mascat. Culmea, Domnul puterii văzduhului. Iar șef, a treia ipostază a lui de șef. Efeseni capitolul 2, versetele 1 și 2. Domnul puterii văzduhului. N-a putut să fie domn, n-a putut să fie stăpânitor și n-a putut să fie domnul în cer și atunci și-a ales o altă dimensiune, o dimensiune blestemată, pământul, unde vrea neapărat să fie șef, unde vrea neapărat să fie domn. Al optelea nume, și încheiem cu ideea aceasta, măcar că am putea să continuăm, este Belial. Belial. 2 Corinteni 6 cu 15. 2 Corinteni 6 cu 15. Cuvântul Domnului. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Observați că aici el e pus în opoziție cu Iisus Hristos. Diavolul a folosit forța, oamenii, autoritățile, natura, pentru a-l distruge pe fiul de parte bărbătească. Aduceți-vă aminte că l-au folosit pe Irod, au folosit farisei, au folosit armata, au folosit preoții, au folosit marea și vântul, au folosit orice metodă ca să-l distrugă pe copilul de parte bărbătească, însă nu a reușit. Pentru că copilul de parte bărbătească care s-a născut, de fapt care s-a întrupat prin fecioară, a venit să moară, dar la vremea potrivită, pentru păcat și după scripturi, nu în fașă, în pântece, pentru că nu ne mântuise încă. Mărit să fie numele Domnului! În Apocalipsa, capitolul 12, versetele 3 și 4, îl prezintă pe Balaur, având 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești. Observați și dumneavoastră că oriunde îl întâlniți în cartea Apocalipsa, are obsesia de putere. Tot timpul are diademe, tot timpul are cununi, tot timpul are autoritate, are nume mari, șef, stăpânitor, stăpân, domn al văzduhului. Tot timpul pe el îl găsești pe tron, numai asta are în cap, numai la asta visează, e bolnav de putere și de autoritate. Observăm că în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 1, locul de unde am plecat, capitolul următor de care ne vom ocupa dacă Dumnezeu ne va da viață, fiara care se ridică din mare are aceleași 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești. Și Biblia ne spune că a primit toată puterea. Diavolul transferă toată autoritatea pe care el o are asupra anticristului, care este cea mai puternică autoritate din istoria umanității. Niciodată lumea n-a fost globalizată ca în vremea sfârșitului și niciodată nu va fi atât de pregătită toată tehnologia, absolut toată tehnologia va fi în slujba lui. Iar el, țineți minte, va avea tot timpul lângă el. Anticrist e una, prorocul mincinos e alta, sunt două persoane diferite, dar practic prorocul mincinos se subordonează lui anticrist. Tot timpul anticrist va avea lângă el pe prorocul mincinos, pentru că anticrist nu va fi un om de religie, nu va fi un om de credință. El va fi un om de politică, un om de finanțe. El va apărea într-un moment de criză. El va apărea într-un moment de criză. Știți ce va face? Duce lumea, mai întâi globalizează toată lumea. Primul pas o globalizează. Observați țările Europei cum se unesc. Se vor uni toate continentele și vor deveni unul singur. Primul pas este globalizarea. Al doilea pas este să distrugă economia. El, ca să apară, el nu poate să apară într-o lume care merge bine, că nu-l acceptă. El trebuie să apară într-o lume care e în haos, care e în criză. Știți dumneavoastră de ce se trimit plicurile astea? Ca să ducă Biserica Betania în criză și apoi să vină cel care are soluția pentru criza în care a adus Biserica Betania. Ei, globalizarea lumii
va trebui să fie dusă în criză și tot să zică: aolo, ce ne facem, ne-am nenorocit. Și atunci apare fălosul și spune: eu sunt soluția. El care mai întâi distruge lumea vine ca o soluție pentru lume. Dar el a distrus-o, el o duce în criză. Pentru că el nu ar putea să-și vândă marfa la o lume care merge bine. El își vinde marfa la o lume care e măcinată de foame, e măcinată de sete, e măcinată de probleme și nu mai au soluții. Și atunci apare el cu soluții. Dar el duce lumea în criză ca să aibă nevoie de soluții. El creează problema, el creează confuzia, el, mincinosul și banditul. Și acum apare ca o soluție la problema pe care tot el o creează. El își bate joc de miliarde de oameni și îi manipulează, ducându-i în criză, ca mai apoi să-l accepte când vine el ca o soluție. Ceea ce mă rog lui Dumnezeu pentru noi toți care suntem în această seară aici și cei care sunt online cu noi, este să ne dea Dumnezeu minte la vârsta pe care o avem și să observăm lucrările de amăgire care lucrează între noi. Frați și surori, atâta timp cât o familie este bine, nu are nevoie de salvator. Atâta timp cât o biserică merge bine, nu are nevoie de niciun erou. Dar atunci când pe un grup de oameni îi duci în criză, oamenii aceia își deschid, lasă garda jos, își deschid inima și atunci spun: hei, cine ne poate ajuta? Și iese deșteptul de după colț și spune: eu vă ajut. O istorie întreagă, uitați-vă dumneavoastră și să constatați că ăsta este planul diavolului din totdeauna. Duce biserica în criză pentru ca apoi să poată să introducă pe ușa din spate pe cineva care seamănă cu soluția de a scoate biserica din criză. Așa va face cu lumea întreagă. Aceeași metodă diabolică. O globalizează, o aruncă în foamete, în boli, în epidemii, în terorism. Nu va mai putea nimeni să controleze lumea. Și atunci oamenii vor vrea să-și dea duhul, să moară, pentru că nu mai pot să trăiască. Mai ales că va fi o singură țară. Imaginați-vă, ne amestecăm cu canibalii, ne amestecăm cu africanii. Tot va fi o țară și un pământ. Nu vor mai fi americani, granițe, vame, bariere, poliție, nimic. Totul e al tuturor. Năvălesc toți infometații de peste tot. O globalizare totală. Iar el apare ca o soluție la criza pe care a creat-o. Și noi nu ne vom da seama. Noi vom spune: binefăcătorule, bine ai venit. Cum l-am aplaudat pe Ceaușescu, cei care ați fost în generația mea și mai înainte. Și știam că e bandit și l-aplaudam. Așa îl vor aplauda mulțimile, nu mulțimile, națiunile pământului îl vor aplauda pe anticrist. Pentru că va apărea într-un moment în care oamenii își vor mânca unghiile de foame. Va fi un terorism universal. Va fi un război și o lipsă de siguranță și de securitate mondială, încât el atunci când apare cu inteligența și cu sistemul lui, cu tehnologia pe care o va avea, așa de bine va pune lucrurile la punct, încât oamenii se vor închina lui și îl va avea pe lângă el, pe prorocul de buzunar, prorocul mincinos, ăsta va merge cu versetele biblice. Și pe toți îi bagă în buzunar, pe toți. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 4, ne spune că balaurul i-a dat toată puterea lui Anticrist. Vă puteți da dumneavoastră seama ce putere, ce înțelepciune drăcească are Anticrist dacă diavolul i-a dat-o toată? Toată puterea diavolul i-a dat-o lui Anticrist. Toate resursele lui, toată experiența lui de 6.000 de ani, totul i-a dat lui Anticrist. Vă puteți imagina câte resurse drăcești va fi în Anticrist? Cine să se lupte cu el? Biblia spune: dacă nu ar scurta Dumnezeu vremea aceea, nimeni nu i-ar sta împotriva, ar nimici tot. Pentru că va subordona toată lumea, toată armata, toată poliția, toată securitatea mondială. Datorită paralelei cu cartea lui Daniel, capitolul 7, versetele 7 la 8 și versetul 24, reiese clar că anticristul și mai ales sistemul lui este Imperiul Roman renăscut. Încă o dată, dacă facem o paralelă cu cartea lui Daniel, cu profețiile scrise în carte și le coroborăm cu Apocalipsa, le punem lângă Apocalipsa, nu ne va fi greu să constatăm că este vorba despre Imperiul Roman renăscut. De aceea eu cred, de aceea eu cred că Europa va avea un rol fundamental
America, de asemenea, Israelul și Rusia vor avea roluri fundamentale în vremurile sfârșitului. Pentru că Imperiul Roman tot timpul trebuie să fie în Europa. Dumneavoastră care sunteți aici, uitați-vă la ascensiunea pe care Uniunea Europeană o va avea în următorii 10 sau 20 de ani. Dragi tineri, poate eu nu o să mai fiu în viață. Poate voi fi, poate va trece un an sau vor trece 10, nu știm câți sau mai mult. Dar uitați-vă la Uniunea Europeană și o să vedeți cât de puternic se consolidează. În mod normal, economia ei trebuie să depășească economia Statelor Unite. Pentru că potrivit paralelei dintre Daniel și Apocalipsa, Imperiul Roman va trebui să fie sistemul lui Anticrist. Ori ca să fie sistemul lui Anticrist trebuie să domine financiar, trebuie să domine politic, trebuie să domine din toate punctele de vedere care, elemente care stau la baza conducerii lumii. Comparând textele acestea cu Apocalipsa 17, înțelegem că cele două coarne și 10 capete sunt 17 împărați. 10 coarne și 7 capete sunt cei 17 împărați. Fiara, adică Anticrist, în cartea Apocalipsa tot timpul fiara înseamnă Anticrist, va fi un împărat superior peste cei 17 și el însuși va fi al 17-lea. Iar ceilalți, toți îi vor sluji lui și aceștia vor sluji înainte de el, imediat în perioada când el se va instala. Și acești 16 împărați vor pregăti lumea pentru domnia lui Anticrist. Ei o vor consolida. Nu toți vor sluji în același timp, dar ultimii vor sluji în același timp. Ei se vor uni, odată cu ei se vor uni împărățiile lor, națiunile lor, care vor fi națiunile cele mai puternice. Și ei vor pregăti domnia lui Anticrist când Anticrist va veni. Va veni la un sistem gata, pregătit. Aduceți-vă aminte că în Antichitate, potrivit cărții lui Daniel, au fost 4 imperii, 4 coarne, care au intenționat să lovească pe Israel. Acum, la sfârșitul istoriei, vor fi 10. Mai țineți minte ce istorie tristă a avut Israel? Doar cu 4 coarne, 4 împărați. La sfârșitul vremurilor vor fi 10. Vă puteți imagina ce prigoană se va dezlănțui asupra lor? Chiar dacă au o agricultură, sunt pe primele locuri din lume. Chiar dacă au o armată extraordinară. Chiar dacă spionajul lor este cel mai bun. Chiar dacă avioanele lor sunt cele mai bune. Chiar dacă, 10 împărați se vor ridica împotriva lor. Și nu oricine, 10 împărați cunoscuți, mari, oameni cu nume. Israel va avea o istorie tristă, dar până la urmă Dumnezeu îi va mântui. Mărit să fie Domnul! În răzvrătirea lui față de autoritatea lui Dumnezeu, vorbesc de Balaul, de șarpele cel vechi, el a convins la revoltă o treime dintre îngeri, pe care i-a determinat să aibă soarta lui. Vă puteți dumneavoastră imagina ce a fost în mintea la îngerii ăia? Dacă am vorbit de niște oameni limitați, cu tot felul de interese, pe unul vrăjești cu bani, pe unul cu funcții, pe unul cu nu mai știu ce, și îi compromis pe toți. Dar e vorba de îngeri. Ce le-o fi spus să-i compromită? Ce a putut să le ofere? Că stăteau în prezența lui Dumnezeu. Stăteau în sala tronului și cântau slavă. Nu era vorba de oameni, era vorba de îngeri. Nu era vorba de ființe din carne care sunt coruptibili, și era vorba de niște ființe cerești din slavă. I-a convins pe a treia parte dintre ei, adică din trei a luat unul. I-a convins, i-a păcălit. Și a stricat destinul lor pentru întotdeauna. Priviți la 2 Petru capitolul 2, versetul 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legat cu lanțuri și păstrați pentru judecată,
Ce au căutat ăștia? Au căutat slava păcăliți de diavolul. Și uite unde au ajuns. Au ajuns la slava din adânc, slava din rușine, legați cu lanțuri. Ei care cântau slavă lui Dumnezeu, care aveau multe rânduri de arit, care erau puri, care erau făcuți din slavă, au ajuns ca niște bandiți legați cu lanțuri și aruncați în adânc pentru întotdeauna. De ce? Au fost aburiți de diavolul, mințiți, vrăjiți de diavolul. El, amăgitorul, i-a amăgit, i-a păcălit, i-a indus în eroare. I-a tot dus cu, tot timpul a stat pe ei, mă, până i-a convins. Dacă îi spun unui om de 10 ori un lucru, începe să-l creadă. Și începi să-l crezi și tu. Diavolul este prezentat în Biblie ca unul care e implicat în război tot timpul. El știe să facă un singur lucru, război. El s-a născut general și general moare. Un singur lucru știe să facă, război. Are dinții ascuțiți, ghearele ascuțite, coarnele ascuțite și toată ziua e în război cu cineva. Dacă nu se poate certa cu David, se ceartă cu Petru. Și dacă nu se poate certa nici cu Petru, se ceartă cu Marian. Dacă unul dintre ei trei se ceartă sigur. Că el asta știe să facă. Așa s-a născut, în ceartă s-a născut și în ceartă moare. Diavolul este găsit în cartea Apocalipsa tot timpul implicat în război. Tot timpul este implicat în război. Când cu cei doi martori, când cu rămășița femeii, când cu femeia, când alergând după fiul de parte bărbătească, când alergând după biserică, tot timpul el vrea să se lupte cu cineva. Că altceva nu știe să facă. Omul dă ce are. Priviți, vă rog, versetul 3, revenim la capitolul 12, priviți, vă rog, versetul 3, bolnav de poziție și de autoritate. Versetul 4, a dezbinat oastea îngerilor, a doua parte a versetului 4, a vrut să mănânce copilul femeii. Versetul 7, face război cu Mihail și cu îngerii lui. Versetul 9, pierde războiul și este aruncat împreună cu îngerii lui pe pământ. Versetul 10, perioada de liniște și de pace, închinarea sfântă începe de-abia după eliminarea diavolului. Toată perioada aceasta de pace, de care vorbește Scriptura aici, începe după eliminarea diavolului. Mielul stă împreună cu leul și cu lupul în mii de ani când ăsta e legat. Că dacă îi dă drumul, iar instigă la război. Altceva nu știe. Tot timpul îi pune pe oameni în conflict. Să nu se înțeleagă doi cu doi. Se duce la ăla și știi ce mi-a spus Cladovan de tine? Că nu ești bun de nimic. Știi ce mi-a spus Măgduz de tine? Că nu ești bun de nimic. Și ăștia doi când se întâlnesc, poate el nu-i zice lui, dar el îi zice lui sigur. Unul dintre ei doi nu suferă. Atâta știe să facă. Ei, el îi va da toată puterea lui Anticrist. În versetul 13, nu învață din eșecul lui, ci acum fiind expulzat din cer, continuă războiul pe pământ, încercând să o distrugă pe femeie, pe Israel. Pierde în cer cu intenția de a deveni șef, pierde pe pământ cu aceeași intenție. Aș vrea în încheiere să fac o comparație care ne va motiva la rugăciune și va fi și mai pe înțelesul nostru între războiul diavolului cu Iisus, care este simbolizat de războiul lui Absalom cu David. Pentru că există o comparație zdrobitoare între diavolul și Absalom și între Dumnezeu și David. Priviți, vă rog, elementele de comparație. 1. Absalom, ca și Lucifer, a fost desăvârșit în frumusețe. Citiți 2 Samuel 14 cu 25. Absalom a fost ca și Lucifer când era în cer, desăvârșit în frumusețe. Această frumusețe a fost folosită de el ca o armă cu care avea trecere înaintea oamenilor. Astăzi, inteligența, frumusețea și banii sunt cele trei arme care te fac să ai trecere. Ei bine, Absalom, datorită frumuseții lui și datorită poziției de fiu de împărat, a avut trecere. Lucifer, la fel ca Absalom, a fost cel mai frumos dintre îngeri. 2. Absalom era obsedat de putere și de tron ca și Lucifer. Citiți 2 Samuel 15, versetele de la 1 la 6. Altceva n-avea Absalom în cap decât să fie împărat. Zicea, frumos sunt, ce mai îmi trebuie? Tron. Mai îmi lipsește ceva? 3.
folosind defăimarea și manipularea, trage o parte din popor de partea lui. Citiți 2 Samuel, capitolul 15, versetul 6. Mai știți ce făcea? Stătea la poarta cetății, când oamenii intrau în oraș, pentru că orașul era înconjurat cu ziduri și avea porți. Și el stătea la poarta principală și când trecea David îl întreba: unde te duci? Mă duc la împăratul. De ce? Am o problemă, am o nemulțumire. A, David, nu te duce, că la ăla nici nu-l interesează de tine. Mă, David, dacă eu eram împărat, mă, să vezi ce bine-ți mergea. Și David, săracul, zice: bă, să știi că ăsta n-are... Zice bine. Și se punea aici în spatele meu. Și venea fratele Petru și cu Marian și le ziceam: a, dacă eu aș fi împărat, atunci să vedeți voi. Și încerca să le fure inima oamenilor și o parte din popor a pus-o în spatele lui, exact ca Lucifer. Ăsta a păcălit o treime din îngeri, ăsta a păcălit o parte din popor. Ăsta frumos. În al patrulea rând, conduce revolta împotriva împăratului. Și Lucifer a condus a treia parte din îngeri împotriva lui Dumnezeu, în revoltă, împotriva lui Mihail, împotriva femeii, împotriva copilului de parte bărbătească, împotriva celor doi martori, împotriva bisericii, împotriva lui Israel, împotriva rămășiței. El cu toți se bate. El la fel a făcut Absalom. Cu toți nemulțumiții. El numai nemulțumiții a strâns. Cum vedea pe unul nemulțumit? Hei, ai vreo problemă? Da, lasă că îți rezolvă problema, treci în spatele meu. Priviți, vă rog, o asemănare de-a dreptul extraordinară, versetul 5, a cincea caracteristică, versetul 17 din 2 Samuel, capitolul 15. Pentru o vreme, David părăsește tronul și pare învins, ca și Iisus. Pentru o vreme, părăsește tronul și pare învins. Extraordinară asemănare. În al șaselea rând, ca și Iisus, David trece pârâul Chedron, urcând muntele măslinilor plângând, datorită fiului lui, care a uneltit împotriva lui. Cine a uneltit împotriva lui? Cel care a ieșit din trupul lui și din sângele lui. Cine a uneltit împotriva lui Dumnezeu? Cel pe care l-a milit și pe care i-a dat poziție după poziție și l-a făcut numărul unu în ceruri după el. Extraordinar câtă lipsă de recunoștință. În al șaptelea rând, Absalom piere omorât de propria frumusețe. 2 Samuel, capitolul 18, versetul 9. Moare de propria frumusețe, ca și diavolul. Moare omorât de propria obsesie, de propria dorință. Și ultimul lucru, David este reîncoronat, ca și Iisus Hristos. Imaginați-vă pe Dumnezeu făcut om și mergând desculț pe pământ, cere la un moment dat o picătură de apă, el care a făcut oceanele lumii, și îi se dă vin fermentat, oțet și fiere. Vrea să bea și când percepe cu gustul ce este, nu vrea, refuză și moare însetat. Toată pielea trupului era efectiv sfâșiată de bilele de plumb puse în vârful curelelor de la bici. Capul îi era străpuns de spinii care erau făcuți într-un fel de cunună. În abdomen avea gaura suliței cu care a fost îmboldit și a ieșit sânge și apă. Semn că cineva moare în situația aceasta, când se separă hemoglobina de apă. El, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ să aibă experiența aceasta și nimeni nu a crezut că o să mai iasă vreodată din spatele pietrei care sigila mormântul lui Pilat. Dar a coborât puterea lui Dumnezeu acolo, într-o duminică de dimineață. Și ostașii aceia musculoși și cu experiență și cu cicatrice din războaie au căzut la pământ ca morți. Sigiliul s-a rupt și în dimineața aceea de duminică puterea lui Dumnezeu l-a ridicat pe cel care a făcut viața din moarte. Și acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Și mereu și mereu, prin versetele Bibliei, îmi spune mie în mintea mea: dacă tu o să mă urmezi, eu o să te înviez pe tine cum m-a înviat Tatăl meu pe mine. Duhul care m-a înviat pe mine cu 2000 de ani în urmă te va învia pe tine. Dacă vei fi în trup, vei fi schimbat în slavă. Iar dacă vei fi în țărâna pământului cu trupul, dar cu Duhul în fața sub tronului, sub altarul lui Dumnezeu, atunci trupul îți va fi prefăcut într-un trup de slavă. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu și pentru tine și pentru mine.
Dar până atunci avem zile grele, lungi și pline de tot felul de necazuri, în care pe deasupra ni se cere să ne mai și bucurăm. Iubit popor al Domnului, fiecare avem crucea noastră. Când coborâm din mașină și intrăm aici în sanctuar, știm că ne văd oamenii și ne ștergem lacrimile, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Și când ne urcăm în mașină, lăcrimăm din nou. Unul are o soție cu care nu se înțelege, unul poate un soț irresponsabil, unul poate un copil care a plecat de mult de acasă și l-a făcut de rușine, unul poate un părinte care a coborât în adâncimile beției sau altui păcat, altul cine știe ce cruce de-abia o mai tărăște după el, aproape că e nevoie de un Simon din Cirena să vină și să-l ajute. Și pe deasupra ni se cere să ne bucurăm. Să ne bucurăm de această cruce care ne-a rănit umărul, care ne-a provocat rând dureroase. De ce să ne bucurăm? Să ne bucurăm că Dumnezeu este cu noi. Să ne bucurăm că vremea s-a scurtat. Să ne bucurăm că Cel ce vine va veni. Să ne bucurăm că nu norii, ci soarele este veșnic. Pentru aceasta să ne bucurăm. Iubit popor al Domnului, nu vă dați bătuți. Cel ce este în noi și cu noi este mai mare decât cel și mai tare decât cel ce este în lume. Hristos este biruitorul. Are toată puterea și în cer și pe pământ. A zdrobit capul șarpelui la Golgota și l-a zdrobit în locul nostru. A zdrobit boala și păcatul și boldul ei și întreabă moarte, unde ți este boldul? Nu mai e decât o problemă de timp. Și noi, oameni care avem diverse slăbiciuni, vom fi ridicați în slavă și în glorie. Și puterea lui Dumnezeu ne va învia. Nu vă lăsați și nu vă dați bătuți, pentru că nu mai e mult și cel ce vine va veni. Haideți să ne ridicăm în picioare la rugăciune. Să stăm înaintea Domnului, să ne smerim, să cerem putere și să ne bucurăm cu speranța că Domnul se va întoarce după noi, după cel mai mic și după cel mai neînsemnat dintre noi. În încheiere ne rugăm împreună.